Israelul are cu totul și-a schimbat complet politica orientală, da? Israelul a făcut o greșeală tactică majoră când a anunțat că va sprijini Ucraina. Rusia va plăti înapoi Israelului înzecit. Deci aici greșeala este tactică, nu este de strategie. Nu poți să nu sprijini Ucraina în momentul în care este agresată de un stat, cum este Rusia, dar de orice stat. Nu poți să nu sprijini Ucraina, dar mai ales în cazul acestei agresiuni ruse la adresa ei. Dar tactic este o greșeală fundamentală ce a făcut Bibi Netanyahu.